De la banalul guturai și până la gripă, pneumonie sau sinuzită nu este decât un pas. Asta în cazul în care pacienții nu se tratează la timp. Primele victime care ar putea să cadă în plasa acestor virusuri sunt copiii, în special cei cu vârste cuprinse între 6 luni și 3 ani, dar și bătrânii, pensionarii, gravidele, cardiacii și toți ceilalți care, din diferite alte cauze, au imunitatea foarte scăzută. Pentru a preveni însă complicațiile unei simple răceli, medicii de familie giurgiuveni recomandă oamenilor să se vaccineze din timp împotriva gripei. Este foarte bine să ne vaccinăm pentru că evităm atunci când putem să contractăm gripa, evităm să facem complicațiile cele mai grave care le cunoaștem cu toții, sunt afecțiunile grave respiratorii, bronșite, pneumonii, dar și meningoencefalitele. Dacă numărul cazurilor de viroze respiratorii a crescut în ultimele două luni și astfel cabinetele medicilor de familie au fost luate cu asalt de giurgiuveni, la fel se întâmplă și cu unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean. 8 giurgiuveni care s-au prezentat la această unitate în perioada 14-20 noiembrie au rămas internați din cauza unor infecții respiratorii grave, iar alți 57 de pacienți au fost diagnosticați cu această afecțiune, dar au primit tratament la domiciliu. Tot în aceeași perioadă, 70 de giurgiuveni care au ajuns pe mâna medicilor de la urgențe au fost diagnosticați cu pneumonie, iar alte 33 de persoane au fost nevoite să rămână internate din aceeași cauză. De toamna până primăvara, virusurile gripale, paragripale și respiratorii se dezvoltă foarte mult pentru că trăiesc bine atunci când temperaturile sunt scăzute. Ne confruntăm cu afecțiuni respiratorii de la cele mai ușoare, începând cu rinofaringite, sinuzite, până la afecțiuni, viroze respiratorii, bronșite și pneumonii. În majoritatea cazurilor, pacienții care suferă de diferite tipuri de viroze respiratorii manifestă dureri de cap, tuse, stări febrile și nas înfundat. În schimb, pacienții gripați prezintă dureri musculare, dureri ale oaselor, dureri de cap însoțite de stări febrile. Persoanele cele mai predispuse sunt cele care frecventează colectivitatea, copiii de la creșe, grădinițe, școli și persoanele adulte din unități, cum sunt unitățile sanitare, unitățile militare și, de ce să nu spunem, persoanele cu afecțiuni cronice care contractează aceste virusuri foarte ușor.